Salutare, băieți. Unde ne mai vedem? Care e primul vostru concert? Mergem pe 3 acum la Focșani, pe 10 la București. E un party, zi. Pe 10 la București, discutăm acum cu un club să facem. Așteptăm confirmările să fie acolo undeva fostul Soho, aici aproape în centru, pe Lipscani. Și pe 11 la Iași, la Underground. Asta o să fie așa, următoarele. La Iași, la Iași, foarte mișto la Iași. La Târgu Ieșilor. Da, la Târgu Ieșilor. Ce mai noutăți mai pregătiți? Nu știu, clip, ceva, piesă sau lucrați la un album nou? Da, lucrăm la un album nou. E un album, probabil o să aibă vreo 10-12 piese, depinde cum ne mișcăm. În mare parte piesele sunt gata, cei drept nu ne-am mișcat foarte eficient, pentru că nici nu avem deadline-uri și așa. Se cere un album nou și asta o constatăm și noi pe pielea noastră. Cred că din album o să, deja au apărut, o să fie incluse Sonata și Daia în album, asta e clar, să zicem că ar fi single-urile, dar cred că vom mai filma încă două clipuri la alte două piese, două sau trei clipuri, depinde cum avem inspirație, cât de mulți bani avem să filmăm clipurile și câte idei avem. De 1 mai voi ce faceți? Mergeți la mare, nu, cu prietenii? Nu facem nimic, de 1 mai stăm liniștiți, facem sarmale, facem de-astea, nu. Nu facem nimic de 1 mai, că 1 mai ăsta e destul de dubios ca amplasare în calendar, adică a picat înainte de Paște, în mijlocul săptămânii, și oricum nu s-au anunțat neapărat cum erau pe vremuri o grămadă de party-uri, adică probabil multă lume să meargă la mare, dar nu știu, dacă ajungem la mare, cine știe, avem o nebunie de asta, ne vedem acolo. Ne vedem acolo, corect. Da, da. Dar chiar voi de ce credeți că, nu știu, nu se mai întâmplă chestiile cum se întâmpla odată? Nu-ți bani. Din cauza banilor. Lumea n-are bani, lumea nu-ți vine la concert. Când au bani de cheltuială, au bani de două beri, biletul e și ăla cât o fi, și așa mai departe, și chiar e o problemă, adică, și să fim serioși, publicul nostru, publicul trupelor de genul ăsta, nu sunt oameni care merg în bambu sau nu știu unde, știi? Da. E chestie de bani și asta e. Cum simțiți voi că vă ajută mediul online în promovarea ce faceți? Bă, ne-a ajutat foarte bine și a avut un rol și are un rol mega important. Vorbesc în primul rând de YouTube, cu care am scris istoria noastră, bineînțeles. Am ajuns la, nu știu, 14 milioane de view-uri la tot ce am postat noi acolo, ceea ce e, wow, extraordinar. 14 milioane. Da, foarte tare. Da. Și mai e Facebook una cu 40 ceva de mii de oameni, 50 de mii de oameni. Tot ce se share-uiește, tot ce se downloadează, albumul pus la downloadat, am încercat să dăm piesele în stânga și în dreapta, să le ia lumea, să le asculte, să le bage party-uri și așa mai departe. Voi, acum, uite, iarăși o chestie online, e foarte importantă, e foarte, și TV-ul a fost important și e important și pentru noi și din fericire am apărut și acolo și are un rol, dar zic că online-ul e destul de puternic, adică are locul lui acolo de frunte. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult. Nu uitați să dați pe link-urile de mai jos pentru a le găsi. Și un mesaj pentru cei ce se uită acum la clip? Vă așteptăm la concerte, vă așteptăm la party-uri, vă așteptăm pe online și sper că de fiecare dată să ne întâlnim în număr mare și să înceapă să fie treaba mai relaxată, așa, să înceapă lumea să-și revină cum era pe vremuri. Să revenim și noi la normal, nu? Păi ce să zic mai mult de atât? A zis Cezar suficient. Dacă vrei, uite, Cristine aici, prietenul nostru. Zi. Stai că ai o scamă. Zi, domnule, ceva. Ceva. Așa, da. Ai văzut. Este profund în după amiaza asta. Bate soarele, îi bate soarele în cap prea mult și de asta e o problemă. Mulțumim mult. Mersi. Să ne vedem la cât mai multe concerte, party-uri și pace. Da, noi. Pace.